Noua majoritate PSD-ALDE PER a funcționat la ședința de constituire a Consiliului Județean Vâlcea. Președinte a fost ales candidatul propus de PSD, Constantin Rădulescu, fost deputat care a strâns 20 de voturi pentru și 13 împotrivă. Tot cu 20 de voturi pentru și 13 împotrivă au fost aleși cei doi vicepreședinți propuși de majoritatea formată la Consiliul Județean, Adrian Bușu, ALDE, și Walter Tudor, PER. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vâlcea. Spitalele trebuie puse la punct, școlile și grădinițele, ca și spitalele modernizate, iar un departament de specialitate trebuie să intre în acțiune la modul real. Și sunt convins că în echipa pe care o fac împreună cu vicepreședinții Consiliului Județean vom pune în practică rapid această idee. Consiliul Județean Vâlcea a fost condus sub formă de interimat din luna decembrie a anului 2014, după decesul fostului președinte Ion Câlea.